Și este foarte complicat conversație să o ai cu cetățenii, dar ceea ce trebuie să înțelegem este că, într-adevăr, lucrurile sistemice, lucrurile, noi nu lucrăm pentru ziua de mâine doar. Noi lucrăm pentru ca lucruri să rămână după noi pe decenii înainte și aceste lucruri trebuie să dureze, trebuie să mergem calculat, strategic, atent, astfel încât să le consolidăm până la irreversibilitate. Scuzați-mi, nici gâtul mă dai. Dar iată, de exemplu, același știrea, nu știu, a săptămânii, a lunii, a anului cu întoarcerea aeroportului. În, da, tocmai asta am vrut să vă întreb. În iată, folosul statului. Ce câștigă statul odată cu revenirea aeroportului în poziția Republicii. În primul rând să analizăm acest exemplu. Da, Parlamentul avea dintotdeauna voturi ca să facă orice. Da, naționalizări, acolo mai nu idei peste idei, dar asta avea oare să ajute? Avea oare să ne asigure că acele voturi și acele decizii nu erau răsturnate prin judecăți, inclusiv internaționale. Eu cred că nu. De ce? Uneori trebuie să mergem foarte atent, cu multă răbdare, chiar dacă și eu tot am o singură viață și dumneavoastră și eu vreau ca lucrurile să întâmple foarte rapid și nu am timp de așteptat. Și atunci când noi putem să economisim timp, noi o facem și noi apăsăm la maxim. Dar atunci când este cazul să avem o anumită tactică, atunci asta e mai important decât pur și simplu să... Dar ce va câștiga statul, bugetul statului? Haideți în primul rând dacă aeroportul internațional și nu are revenit cetățenii. Statul înseamnă în primul rând cetățenii. Cetățenilor li s-a întors și ați vorbit despre schemele de corupție și așa mai departe. Cetățenilor li s-a întors un bun care a fost furat de la ei prin scheme pe care... Adică acea concesionare la, care prevedea marele, ca să fie deci, prin o perioadă de 49 de ani câștigăm. În proprietate privată? În primul rând am luat un activ strategic din niște din niște interese obscure, de la niște oameni cu interese corupte, hai să le spunem pe de-a dreptul, și asta deja este un plus. Pentru că acolo fluxul de bani este unul semnificativ. Și prin asta, evident că, pur și simplu, nu mai finanțăm corupția, hai să-i spunem, prin această schemă. Și asemenea scheme, una după alta, evident că au să fie și sunt eliminate mari, mici, așa mai departe. Cetățeanul plătea acolo 2 euro sau cât pentru... 9 euro taxă. 9 euro taxă pentru fiecare călătorie. Va rămâne această taxă? Acum este prematur să vă spun despre decizia anumită și nici măcar nu este competența ministerului, este competența APP-ului. Așa e. Eu cred că e mai bine să discutăm. Deci o decizie în acest sens cu siguranță o să fie anunțată.